Am venit la AFI să-mi cumpăr mâncare. Ia să vedem dacă ei mai îmi îngrădesc dreptul de a intra în AFI, pe motiv că i-am tras la răspundere cu blocarea roților. Ei n-au voie să blocheze roțile agenții de pază. Și n-au voie să-mi îngrădească dreptul de a pătrunde. Hai să întreb agentul de pază. Aveți interdicție asupra mea? Așa nu s-a primit. Întreb. Petre Vasile, vezi că atunci și cu romii. Eu n-am nicio vină, așa nu știu, omule, dat, hai să vedem, hai, ca să știu să chem poliția. Voi Gică. Ia. Da, te aud. Ia. Domnul Gioan are voie să intre? Cine? Domnul Gioan. Ia. Are Gioan. Gioana Hare Florin. Hai vină, te rog frumos, sunt la mine aici. Omule, v-am făcut plângeri penale la toți, atenție. Rărumea de ce v-ați legat de ei? Chiar tu, spune. Nu m-am legat, că n-are voie cu fustă. Dar cum n-are voie cu fustă? Dar cu ce vrei să vină? Nu are voie. Dar ai cumpărat, omule, dar ai cumpărat fustă, cu ce vrei să vină? Tu ești rasist, asta este. Nu e după noi. Omule, ești rasist, asta este. Tu rărumii vezi ultimii oameni, îi vezi. Îi vezi țigani, tu îi vezi. Da? Te-am pe filmare pe tine când îi spui că n-are voie cu fusta aia, da? Așa dacă dar dacă venea o arăboaică, tot cu fustă de-aia, ce-i făceai? De băi, omule, tu, aia era urâtă fusta aia? Cum ai constatat tu? Este o fustă creață, omule. Eu am prieteni de neră romă, cu fustă creață. Adică voi nu-i lăsați, aveți ordine să nu-i lăsați, da? Da. Bă, dar de ce vă pune într-o, de ce vă pune într-o situație proastă? Ha? Atenție, vezi că eu n-am forțat. Spuneți-mi și mie, vorbim afară. Stai, nu, vorbim aici, stai bine. Stai, ca la vină. Vorbim afară. Bun, de ce afară, te întreb? Ai vreun ordin tu, ca eu nu am voie aici? Nu am voie să ce? De sus, de la... Să mă duc să-mi cumpăr mâncare, da? Asta spui, da? Deci tu mă dai acum afară, da? Nu, știați că n-aveți voie. Nu, eu nu știu. Dă-mă afară. Dă-mă tu afară, hai să te văd. Dă-mă afară. Deci dați-mă afară, eu mă duc să-mi iau mâncare, da? Atenție, vedeți că eu sunt într-o zonă, da? Într-un mod civilizat. Da. Eu o să chem poliția imediat iară, da? Am venit eu la tine. Puteam să mă duc. Da? Puteam să te păcălesc, da? Da? Eu acum trebuie să scot la procuror că voi, firma, da? Atenție, că voi, uite, ați venit trei, da? Ei și-au părăsit obiectivul, da? Nu, ce o să spună procurorul? Noi suntem doi aici așa. Nu, ce o să spună procurorul? Deci, ia, zic. Domnule, da, eu să rămân pe tumăreții? Da. Nu există, omule. Omule, tu nu mă poți reține. Cine ești tu, omule, să mă reții? Omule, vorbiți în ticuște, mai mare și după. Omule, cheamă-l pe la... Ce probleme am făcut? Că voi furați niște bani de la cetățeni? E ilegal. Nu presupune. Voi furați, luați niște bani de la cetățeni ilegal. Am demonstrat. Ați fost sancționați? Ați fost sancționați. Nu povestiți că știu. Gheorghiță? Da. Tu trebuie să mă agresezi ca să mă dai afară de aici. Hai, că n-are rost. Nu, sunt nicio formă. Ce, arată-mi ordine. Vreau să știu și eu ce ordine. Bine, șefe, de aia să mergem afară. Hai, cheamă-mi șeful aici. Bine, bine, așa bine. Hai că stăm. Deci tu acum mă agresezi. Asta zic că să stăm. Deci tu mă agresezi. Nu, am zis să așteptăm. Nu bacă de șef. Bun. Ce-i cu ei? Ține. Eu caut? Du-te să nu cauți tu să te calce mașina. Haideți să nu dăm curs acolo. Are bocanci. Da, da, ăla-i tot agent de bază. Atenție, ăla-i tot agent de bază. Dacă mi-a lovit acolo la mașina în parcare, vreau să fac amiabile cu ea și nu știu de prăjit. Ce-a făcut? Dacă mi-a lovit acolo să mă ajută. Și dacă mașinii ori la mine, ori la ea, că este amiabile sau... Dacă n-am voie de amiabile, veți la dumneavoastră? Da, e la secție. Tinere, îți dau eu, dacă vrei. Da, da, stai să termin și îți dau eu, da. Și îți dau eu foaie. De pază și trei civili. Da? Da. Prin a mă agresa fizic, psihic și verbal. Da? Invocând un act normativ ROI.
Dragii mei, nu le mai spuneți agenți de pază, spuneți-le pândari. Să caute în dicționar, ei sunt și pândari. Nu poate să... un act normativ? Normativ, dar nu-l prezintă persoane interzise, prin care aceștia îl invocă. Sunt hărțuit. Sunt hărțuit. Agresat fizic, psihic și verbal și mi se creează o stare de temere în formă continuă sau continuată. Când am anunțat că voi apela la 112, apela, da, când am anunțat că voi apela la 112, aceștia au spus că nu este nicio problemă, pentru că ei au pe cineva probabil, își permit să încalce Constituția României, își permit să încalce tot, că îl are pe Damian, copilul minune, polițistul minune. Ce, Damiene, tu ai impresia că o să scapi? Înseamnă că suntem proști, mă, la ce ai făcut tu. Aceștia au spus că este în au regulă. Au spus că este ok. Că nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Și au continuat agresarea mea. Verbală. Agresarea mea verbală și fizică. Prin blocarea accesului meu de liberă mișcare. Este un drept fundamental, dragii mei. În Constituția României nu vine un pândar să te oprească că a primit el ordin. Și asta, pe dacă ai primit un ordin, bă, o hotărâre judecătorească, nu că vrei tu, că te-ai trezit tu pândar, ți-a pus ție spray-ul și că te-ai tu pe bine cu poliția. Nu, mă, poliția vine să te verifice pe tine, să te amendeze, mă. Stai, mă, liniștit, că nu ești tu colegii, auzi, să duce un pândar la jandar și că colegul, du-te, bă, de aici, băi, cioflingarule care ești. Bun. Când am anunțat că voi apela 112, aceștia au spus că nu este nicio problemă, continuăm de agresarea mea verbală și fizică prin blocarea intrării în complexul ăla. Un cetățean civil i-a anunțat pe agenții de pază că să-mi dea voie când a văzut că am sunat la poliție. Deci, legea făcută pe vârful pantofului. Dragii mei, oamenii aceștia sunt niște Da. Bun. I-a anunțat pe agenții de pază să-mi permită accesul. Să-mi permită accesul. Aută-l și pe pândarul numărul 2. Ei cred că sunt, dacă să simt jigniți. Vă dați seama dacă s-au dus la școală prea mult. Chiar șeful lor a fost tras de urechi, dat afară. Agenții de pază să-mi permită accesul. Da. Bun. Am stat de vorbă cu un cetățean civil care spune că este șeful pazei, directorul, nu, care spune că este directorul, atenție, că spune că este directorul. Fără să se legitimeze sau să prezinte un ecuson. A spus că este directorul complexului? Nu, firmei de pază. Și prin deciziile dânsului, drepturile mele fundamentale au fost încălcate în mod repetat. Pe mine firma de pază mă interesează. Când nu vine patronul AFI Ploiești. Atenție, este o diferență. Eu nu reclam patronul AFI Ploiești. Eu am reclamat patronul AFI Ploiești pentru sancțiunea, pentru banii care mi-au luat. Și mi-a dat că este o spălătorie. Vedeți voi spălătorie aici? Asta este AFI spălătorie. Așa scrie pe acte. După ce l-am... Da. Geana, da. Deci, am stat de vorbă cu un cetățean civil care a spus că este directorul firmei de pază, da? Iar prin decizia dânsului, drepturile mele fundamentale au fost încălcate. În mod repetat. În formă continuă.
agenții de pază și-au părăsit de fiecare dată perimetrul și obiectivul. Când mă întrebai, unul stânga scrie, unul dreapta scrie. Da. Ai găsit? Da, am găsit. Ah, da. Fii atent, vină încoace. Uite mașina aia roșie decapotabilă, ia cheia și în torpedo găsești foaia. Du-te că am încredere, cu nicio problemă. Bun, în mod repetat. La sosirea agenților de poliție, prin apel SNUAU, aia decapotabilă, da? Aia, torpedo. Directorul firmei de pază a susținut în fața agenților de poliție că sunt interzis. V-a spus, da? Ați auzit și dumneavoastră? De poliție? Da? Că sunt interzis să pătrund. Ai rezolvat-o? Mulțumit? Mulțumesc. Să trăiești. Nu-l cunosc pe băiatul. Haideți, da, lăsați-i cu ei, da. Bun. Solicit în mod expres. A susținut în fața agenților de poliție că sunt interzis să pătrund. Da, da. În complex? În complexul comercial AFI. Solicit în mod expres. Verificarea camerelor. Damiene, polițistul ăsta care ești tu, dă-te bă la pensie, eventual dă-ți demisia, pentru că ceea ce ai făcut tu, o să te vezi, mă. Solicităm o despre cercetarea sistemului de monitorizare video. Camerele dom, exterior și interior, pe intrarea numărul 2. Solicităm o despre cercetarea sistemului de supraveghere video. Da. Camerele. Camerele dom exterior. Aveți obligația acum să verificați. Da. Și celor din interior. Camerelor dom intrarea 2. Da. Uitați acolo, da. Și mai are încă una acolo. Sunt sucite toate. S-au sucit imediat. Intrarea da. 2, da. Da. Și camerelor de supraveghere interioare conform HG301/2002 și legii 333/2003. Tinerilor, nu vă lăsați influența, sunteți polițiști, din clipa când v-a jignit cineva, nu mai fugiți. Da-i avea pistol. Că da-i vă jignesc oamenii. Am spus că poliția e un brand. Poliția rămâne. Ia să vedem dacă îl cumpără cineva. Nu poate. Bun. Intrarea 2 și camerele da. De supraveghere din interior. Că agenții de pază nu au echipamentul. A spus conform HG301. Da. HG301/2012. Și legii 333/2003, care dumneavoastră știți că aveți pe competență, ei nu au pe legea 333 OG 195. Domnule, uite acolo ce scrie. Dar dumneavoastră de ce nu vă autosesizați ca polițist? Haideți, vă rog frumos, uite, fac și atât. Voi depune plângere penală și mă voi constitui. Și l-ai pus pe... Nu mai ești căsătorit, dar ești cu o fată din Cioran. Ai fost polițist... a fost polițist local, marele șef. Pentru că voi vă agresați. Aveți treabă, mergeți undeva? Pentru că acum am sunat la poliție. Acum am sunat la poliție, da? De ce am voie acum? Că a venit cine? Iarnea, cetățeanul ăsta? Ascultați, este un drept fundamental. Tu poți să ne fii filmat, da? Tu te mă dai aici așa. Iar ai venit. Cine ești, mă, tu? Dar tu cine ești, mă? Eu sunt eu și tu ești tu. Și eu sunt la fel, da. Cine mai prezent între noi? Tu. Bravo. Bravo. Dar tu ai fost polițist? Tu ai fost polițist local sau ce ai fost? Sau șef de poliție sau ce? Dar de ce te interesează ce am fost eu? Dar cine ăsta? Cine mai ești ăsta iar? Veniți în turmă? Care ăsta? Nu omul ăsta. Uite, omul ăsta l-am mai văzut de fiecare dată. Om pe cine l-a făcut? Nu am întrebat, eu sunt eu și tu ești tu. Care e mai prost între noi? Și tu ai zis tu. Bravo. Și care e problema? Nimic. Te rog, cum o să ieși afară? Cum să ieși afară? Așa bine.
Tip, ăla spune că se intră tu acum, că să nu intră. Dacă filmezi, nu ai voie să filmezi fără aprobare. Nu te mă dă aici, mă. Nu ai voie să filmezi fără aprobare. Cine ești, băi, cetățeanule tău? Cetățeanul liber. Cine e? Vreau să se prezinte, băiatul. La tine, să mă prezint? Cine ești, mă? Bă, cine ești, mă? Hai, mă, lasă-mă, cum i-a dat. Bă, șeful ăla. Te rog frumos, șeful de sus. Care e mai mare, ăla de sus sau ăsta de jos? Care e mai mare, cel de sus sau el de jos? Care? Tu să vină încă. Dacă mai să avem un limbaj civilizat, hai. Și să vorbim, e în regulă. Hai, lasă. Marionetele mai încolo. Nu-i mai jigniți. Nu-i jignire. Căutați în dicționar. Ești marionetă. Cine, mă? Tu. Ești o marionetă a cuiva. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Hai, omule. Ce se întâmplă de aveți voi comportamentul ăsta aici? Dacă opriți filmarea, putem să vorbim. Fii transparent. Care este legea sau ordinul dat asupra mea? Există un ordin judecătoresc, drept fundamental, te întreb. Domnule Geoane, blocarea de roz, voi nu aveți o competență. De câte ori ați venit? Știți foarte bine că s-au întâmplat anumite lucruri. Pentru că mi-ați blocat roțile, voi. Probabil că și-am plătit 100 de lei. Dumneavoastră. Ați luat amendă? Nu, noi nu. Nu voi? Nu. Firma sau agentul? Dar cine este? Cine a luat? Omule, procesul verbal, îl am ca dovadă, sumă foarte mare. Pentru că voi nu puteți, nu aveți pe competență OG-195 să blocați roțile, omule. Vezi că puteam să vorbim de la început? Așa, ești șef de obiectiv sau ce ești? Contează? Da. Sunt director general al societății. Omule, al firmei de pază. Da. Ai fost polițist local? Contează? Da. De ce contează? Pentru că oamenii au scris foarte multe mesaje, da? Și au spus că tu... Da. Abuzezi firma de pază, o să fac acum plângere iar penală. Ce doriți dumneavoastră? E în regulă. Dar de ce mi-ați interzis să intru în aici, agenție comenici, da? Păi dacă ascultați, o să vă spun. Da, ia spun. Da, hai ca să dau și comandă la... Deoarece. Așa. Da. Deoarece. Uh-huh. Reprezentanții, a fi prin noi, da? Datorită faptului că dumneavoastră, ori de câte ori ați venit aici, așa, ați produs un climat... Omule, mi-a blocat banii, roțile. Mi-a luat 100 de lei, mi-a furat banii, omule. Voi nu aveți, hai pe aici, n-aveți competență de 195. De ce? 0749220090, numărul de telefon. Oamenii aceștia sunt abuzivi, au plângeri penale, dosare penale și polițistul care m-a reținut și a fost cu marioneta a acestei firme de pază. Firma de pază este un punct de lucru aici, firma de pază este în București și sunt probleme. Îmi pare rău de firmă, că firma, okay, atenție, patronii sunt, firma este... pregătită. Dar voi, agenții de bază, de ce nu-i socotiți, omule? Dar de ce nu-i instruiți voi? Auzi, dar de ce nu-i instruiți? Stai că dacă nu poți să intre așa. Dați-mi și mie. Sunteți sau pot să dau? Da. Patru porții din acelea, mari, cu carne de... două picante, două nepicante. La AFI. Așa. Înțelegi? Tu ești de acord să ne filmăm acum? Ea este prietena mea, da? Da. Chiar dacă e să spune țigancă sau râromă, tot prietena mea, ai coadă parcă? Sau nu ți-ai lăsat coadă? Nu, dar... Fusta asta ta, deci dacă te duci așa, fii atentă, pe tine te lasă cu fusta asta. Nu mă lasă. Dragii mei, nu o lasă cu fusta asta. Deci te simți, îi simți că sunt rasiști, că fac o discriminare? Da. Da, că da. Nu te-a lăsat, a zis, tu nu intri că ai fusta asta, da? Da. Ei, țin să te anunț că am fost și astăzi, acolo. Da. Aceeași poveste, când a văzut că eu chem poliția prin 112, a venit unul de la înălțime, ăla era îngerul păzitor, unul care cred că a fost dat afară după la poliția locală. Da. Ia că este Bulibașa. Salut, băieți! Voi îl cunoașteți pe... Stai un pic. Deci fii atent, tu ești băiatul lui? Da. Care dintre ei? Tu? Vino mă cu acea, mă, că nu... Ce aveți, mă, fraților, mă? Băi, omule, ce reprezintă pentru tine mama? Mama, mă, tată, mama. Ce reprezentăm? Bă, femeia asta ți-a dat viață, da? Niciodată să nu faci crimă pentru nimeni. Indiferent și pentru mamă și tată. N-ai voie să faci. Bă, mama ta, împreună cu noi, nu lăsa să intre, ci că are fusta aia. Tu vezi fusta aia că... E interzisă? Discriminare. Este discriminare? Da. Dar sunt și rasiști ăia? Sunt, normal. Ce are, mă, cu tine, mă? Nu știu ce are la... Ești mândru de părinții tăi? Da, normal. Atenție, am un prieten care este profesor de limba romales. Eu am foarte mulți prieteni rând. Eu făceam o greșeală și îmi recunosc, dragii mei, greșeala, că spuneam că țigan. Într-adevăr,
trei căruțe colorate, trei țigani trec. Voi ați acceptat și această... Da, bine, grecii au fost răi cu voi că v-au zis țigani. Astăzi m-am dus iar la AFI, tinere, și nu m-a lăsat să intru, căci că sunt interzis, te-am prins cu hoția aia, cu blocările roțele, da, că tu ai văzut. Bun. Între timp, pe data de 3-a, 5-a, mama ta cu tatăl tău, ai văzut că a fost direct, nu o lăsa să intre pe mama ta, dătătoare de viață, ți-a dat, că dacă nu erai ea, tu nu erai pe aici, înțelegi? Ia uite, o vezi? Păi omule, mama ta, uite, nu este lăsată să intre. Uite, are și legitimație, ci că... Bravo, bravo. Uite, și cu sonul aici. Stai un pic. Deci, ție nu ți-a fost rușine sau vouă nu vă este rușine să spuneți că sunteți râroni, da? Cum să fie rușine? Mie îmi pare, deci mie mi este rușine că sunt român ca și tine și că nu sunt râron. Că dacă eram râron, vă apreciez că voi sunteți uniți, da? Și bravo vouă, da? Cum să face? Cum să face să mă transform? Da, să mă transform și eu în râron. Cum pot să fac? E foarte simplu, care trebuie. Iată, în afară de căsătorie și asta. Să mă transform, să trec la etnia romă, pot? Păi de cum să? Păi de ce? Să mă înscriu în partidul vostru? Păi da, bineînțeles. Și să merg cu voi și să spun, dar de ce nu o lasă pe femeia asta? Uite, partidul ăsta, eu sunt la asociația. Ce are mă fusta aia ta? E cumpărată de magazin sau e furată? Dar tu nu i-ai spus, bă, ăla care la te-a vedea că și-a dacă a furat-o? Filmarea care îi arăt acolo, uite, e din magazin. E pusă din magazin, ei, abia ei. Cât a costat? Cât costă o fusă din asta? Păi costă la 1.000 în sus. De la 100 de lei în sus, da? Da. De ce au scos să iei în comerț dacă nu ai voie să intre cu ea? Adică, când meninci zare de sămânță, cum spune, nu mai zici, n-am stabilit că nu ne zici, domnule, sunt hare, ai spus că ești bulibaș. Dacă mănânci semințe și scui pe jos, este un gest care nu-i frumos, de ce le vinzi din magazin? Păi Ministerul zis. Sănătății. Păi le-am zis asta. De ce femeia asta nu este lăsată să intre în magazin? Dar ce a spus? Ce a motivat ei că nu o lasă? Doamne, eu când am intrat cu ea a zis că tu poți să intri, da? Dar ea are fustă și batic în cap și ea nu intră. Pentru și batic în cap. A, pentru că e țigancă. Da, doamne, în filmare, aia care mi-a dat-o scrie că e pentru că e țigancă. Nu scrie, am arătat pusta. Uite, domnule, din magazin. Nu, stai un pic. Au spus cuvântul ăsta pentru că este țigancă? Da, zicea unul mai departe, mai încolo. Bă, tineri, te-ați de CNCD, trimite-mă un e-mail cu numele tatălui tău, cu nume, prenume, da? Îți dau eu link-ul, să-ți dau numărul meu de telefon și este o discriminare și firma aia va fi sancționată cu 5.000 de lei din start. Nu se discută. Da. Ce-ți trimite-o, tinere? Câți ani ai? Hai mă, zic, nu, eu am 52 de ani. Nu, cine ai? Nu, mai spun. Nu, e... Cine știe ce? E mai nu are loc. Omule, nu înțelegi, de ce să-i fie rușine cu ce este, înțelegi? Bine, tineri. Da, oare mă, stai, nu știi că oare, salut. Haide să, de cine-i mă să-i fie frică? Băi, lasă-l mă, lasă-l că știi. Lasă-l mă, da, nu sunt, da. Copiii nu știe. Lasă, hai, uite, omul are opțiunea asta, nu vrea nicio problemă. Crezi că putem să luptăm, să facem plângerile penale? Cine poate să scrie de la voi, să scriem acum plângerea? Eu pot. Hai, hârtie, hai să scriem. Merg la apozarul de am hârtie, avem să... Firma de pază, ce adresă de e-mail are? Eu am trimis la voi la firmă. Așa. Și nu a dat curs. Dacă ați trimis... Este un drept fundamental al unui cetățean, deci când interzici dreptul de acces, de liberă circulație, să fie baza unui normativ și nu unui roi. Știi ce mă deranjă prin asta? Ia zi. Faptul că vă verificați mereu telefonul și filmați cu el. Da, e dreptul meu. Unde care e legea? Care e legea care mi interzice? Eu nu am zis că vă interzice. Păi nu ai voi. E de bun simț. Nu. Eu bunul simț că am cu oamenii care sunt cu caracter. Voi nu mai aveți caracter. E de bun simț. Nu. Voi aveți caracter de când ai. Vă simțiți doar protejat cu telefonul. Nu protejat. Nu mă simt protejat de poliția română. Nu. Păi poliția română pe dumneavoastră e nimic. La modul cum e jignit. Eu i-am jignit? Dumneavoastră e jignit și umilit și le faceți toate... Dar de ce nu sunt tras la răspundere? Știu eu ce să zic. Nu știu ce să zic. Păi vezi că tu te pronunți. Mă întrebați pe mine acum? Păi nu, tu te pronunți. Păi de ce mă trebuie? Vorbiți cu un civil despre treaba asta? Tu ești civil acum? Da, sunt cumva un civil. Eu nu, tu nu ești civil, omule, tu ești șeful... Așa. Da, vedeți că vă dau cartea. Solicită mod expres camera aceea să funcționeze, nu funcționează. Nu funcționează, dați-i drumul. Și aduceți-mi la cunoștință decizia 97/2020. Da. Funcționează sau nu? Nu funcționează. Deci ați venit nepregătiți. Este un drept fundamental.
funcționează, aduceți-mi la cunoștință. Dreptul meu, vreau dreptul meu. Este, ați venit prin SNU, da? Da, da. Sentențe. Vă rog frumos să vă prezentați și dumneavoastră nume, prenume, gradul, funcție. Agent de poliție Crețura 1, secția 1. Bun, și dumneavoastră? M-a prezentat agent de poliție Pona de la secția 1. Nu-i nimic, te prezentai a doua oră. Așa, bun. Camera aceea înregistrează audio-video sau nu? Înregistrează. Spuneți-mi exact cum trebuie să spuneți ca să știu dacă înregistrează sau nu, că așa se spune că înregistrează, dar de fapt nu înregistrează. Bun. Dânsul spune că este un cetățean civil. Cine este dânsul? Ce aveți dumneavoastră cu mine acum? Păi dumnealui a dat decizia ca să mi se dea drumul aici. Dumnealui a dat un ordin. Să mergem mai în la casa. Deci mi se îngrădește un drept fundamental de pătrundere într-un spațiu public. Într-un spațiu public. Este rușine la firma de pază abuzivă. Așa. Deci, dumnealui spune... Ce calitate are dânsul? Nu știu, dumnealui mi-a îngrădit dreptul de nu știu câte ori. Ce calitate are dânsul? Nu e adevărat. Dom'le, ce calitate are dânsul? Dumneavoastră aveți vreo calitate? Nu înțeles, da. Să se legitimeze de cu sunt. Să se legitimeze de cu sunt. Domnul Geană, de ce ați venit acum? Care-i treaba? Să-mi apăr drepturile, plângerile penale la procuror. Este un drept fundamental. Am chemat prin SNU-AU. Toate lucrurile pe care dumneavoastră le-ați invocat, le duceți în instanță. Și cu blocatul și cu toate. M-ați înțeles? Uitați-vă în telefon că doar cu ăla rămâneți. Ăla vă protejează tot. Auziți discuția cum vă protejează? Până să veniți dumneavoastră cu 5 metri înapoi, să vorbim pe rând ca să ascultăm și... Vreau să știu, omul acesta când discută acum cu noi, ce calitate are să prezinte dacă e. Nu doar cu vorbe. Domnule, nu prezentat. Îl credeți? Eu m-am legitimat cu cartea de identitate. Da, vreau să prezinte și dânsul o carte de identitate. Dacă dumneavoastră, agenții de pază, uitați-l că n-au, uitați-l, n-au tonfe, n-au spray-uri, n-au nimic. I-ați văzut? Da. În regulă, ne ocupăm, de sesizarea dumneavoastră, după care... Vreau să știu calitatea omului, că el în civil n-are cu somn, n-are legitimație. Așa a făcut de fiecare dată. Atenție, un drept fundamental. Păi te chem în instanță pe tine, omule, te chem în instanță pe tine. Nu pe dumneavoastră, pe tine. Dacă vreți să vorbiți frumos. Civilul e. Ești marioneta cuiva? Asta te întreb. Bun, haideți să nu ne certăm. Știi ce cum se numește asta? Provocare, m-ați înțeles? Nu. Dar pe provocare. Nu. Eu am vrut să vă arăt așa un pic că eu sunt... Nu, ai dat ordin. Ce? Ai dat ordin am dat la marionete, da? Care-s marionete? Agenții de pază sunt marionete. Da, 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 nu este o jignire. Da, le-a zis și în față. Dicționarul nu este o jignire, marioneta înseamnă că... Nu invocați dicționarul, că nu-l cunoaște, nu știți. Nu știi, da, tu știi să scrii. Nu, nu are rost. Dar tu știi să scrii? Eu? Haideți, da, da. Știți de ce? O parte dintre polițiști, da, ce spune el acum, da, îmi rezultă că sunt corupți, o parte dintre polițiști. Rezultă ce spune el, eu dau semnele și controlul în petiții, da? Și mi-a venit el cu chestia asta. Cu 3 dăi, cu 2 dăi. Ia că tu ce ai făcut? Cum ai discutat cu un polițist? L-am dat și ai venit tu. Am vorbit eu cu un polițist? Da. Creștinul, creștinul. Bun, eu n-am nevoie să prezenț acestui om. A, bun, în regulă. O să... Vreau să discut cu dumneavoastră, da. Omul acesta, dacă el acum este un cetățean, să se prezinte că este șef sau eu nu-l cred. Bun, în regulă. O să discutăm prima oară cu dumneavoastră fiind apelant la 112, da. După care o să discutăm și cu domnul așteptăm la jos sau deci, de dorința noastră. Să vă găsim. El poate să rămână, că nu poate să interzic, că este un spațiu public. Deci, da, domnule, în regulă. Spuneți. Eu am devenit victima acestor oameni care sunt agenți de pază, numiți agenți de pază, sau pândari, așa scrie în dicționar, sau pândari. Am înțeles. Deci nu este o jignire, ei confundă metru cu tona. Mi s-a blocat roata la mașină, am primit mesaje, știți despre ce este vorba, da? Ei taxează, au dreptul să taxeze până ochii 195, să blocheze roata și să dea, și că sancțiune, domnule, dumneavoastră, polițiștii, sunteți complici, atenție, la săvârșiri de fapte ilegale din partea unei firme de pază, domnule, vă spun, poliția, secții numărul 1, prin IPJ, sunteți complici la săvârșiri de abuzuri asupra cetățenilor, unde dați gaj, că trebuiau semnele alea date, că sunt semne mincinoase, unde spune că conform OG 195, firma de pază are dreptul să blocheze și să sancționeze. Da? Ei nu au niciun drept, au fost sancționați, dați că omul minte cu nerușinare, firma a fost, sau cine au fost sancționați, au fost sancționați, cred că firma a fost, sau AFI, au fost sancționați pentru prestări de servicii, mie mi-a deblocări roți. Cine mi-a blocat roata? Am plătit donație 100 de lei. Ei, pentru chestia aceasta, că eu i-am dat pe mâna autorităților, mi se râde cetățeanul, da? Dreptul de a pătrunde prin ce? Prin act de agresiune. Da? Vă solicit în mod expres să verificați că iau dosar de valoare de risc.
camerele de monitorizare. Eu n-am forțat intrarea. Am înțeles. M-am dus la agentul de pază, că nu era niciunul pe aici. M-am dus la agentul de pază și am spus: vreau să văd, eu, Geană, Harry Florin, dacă sunt interzis să pătrund, ca să nu... El zice că fac circ. El a făcut circ, a fost, probabil el este tipul care a fost șef la Băicoi, șef de poliție locală și vin oameni și îmi spun că tu ai o... Bine, nu știu, are o legătură, are o legătură, că să vezi și ce fi când ai fost un șef de poliție locală. Tu vorbești de studii, mă? Câte studii ai, mă, băiatule, tu, mă? Mi-așteptați jos, după care să vezi, uite, eu mă consider că omul acesta, da, mă sufocă, mă hârțuiește omul acesta. El a dat, el este stăpânul Dumnezeu. El este Dumnezeu. Deci, domnule meu, în Constituția României spune clar că dreptul fundamental de îngrădire a libertății de mișcare în spațiu public se poate face doar numai printr-o hotărâre judecătorească. Arătați, să arate documentul unde se spune că asta vă cer. Eu am fost, m-au împins, m-au îngrădit. Vă rog frumos, pe poziția aceasta la intrare, să vă uitați pe camere. Domnule, camera asta nu mai funcționează, credeți-mă. Am înțeles, bine. Dar nu funcționează. În regulă. Dar de ce nu mi-ați adus la cunoștință? Eu cum pot să demonstrez că dumneavoastră camera mea nu este omologată? Cum pot să demonstrez chestia aceasta? Prin tomirea unui proces verbal. Nu, stați un pic. De ce ați venit cu o cameră care nu este încărcată? S-a descărcat pe drum, având în vedere că am mai avut și alte intervenții. Stați un pic. Dacă sunteți la SNOAU și aveți mai multe... Iar e o problemă și la SNOAU. Dacă aveți mai multe apeluri de SNOAU, cum vă împărțiți, mai ales când aveți... Îmi luați un drept din decizia 97. Mi l-ați încălcat dreptul acum, dumneavoastră? Da sau nu? Spuneți-i ministrului de interne, care o să vadă. Nu se poate așa ceva. Adică eu n-am nimic cu poliția română. Sunteți davi sau da dotări și asta? Mie mi se încarcă dreptul fundamental și haideți să vă arăt agenții de pază, să vi arăt ca dumneavoastră să cercetați, să faceți un CFL. Da. Pentru că, domnul meu, este un drept fundamental de fiecare dată. Este a doua oară care am venit acum în luna mai. Am mai venit odată, ei sunt, omul acesta este rasist, atenție! Persoanele de etnie romă sunt, domnule, sunt rasiști, atenție! I-a spus cetățeanul de etnie romă că n-ai voie cu uita, ai fost asta! De etnie romă au venit în data de 3-a, 5-a. A fost faza aia. Rasist omul, rasist agenție de pază. Despre ce vorbim în secolul 20 și el în 21? Tu îmi spuneai mie de studii? Că de ce te-a dat afară, mă, de la poliție? Aveai studii multe? Să mă liniștit, omule! Nu te mai dat tu când aveai. Deci, mincinoșii 46, uite, odată, domnul, eu nu am nicio treabă și cu domnul, mi-au îngrădit dreptul de a pătrunde. Dumnealui și încă doi civili. Și încă doi civili, atenție. Omul și încă și dânsul care, uitați-l, care coboară pe... Vă rog frumos, uitați-l că n-are, nu, n-are tonfă, vă rog frumos. Nu-i trebuie tonfă, că e de interior el. Nu-i trebuie, nu. Bun. Sunteți sigur că nu-i trebuie omului, agentului de pază, că nu-i trebuie tonfă? Vor fi legitimați și luate măsurile legale. Deci, dreptul fundamental îmi este încălcat în mod repetat și nejustificat de către domnul și alt civil. Vă rog să-l legitimați și pe civilul acesta. Bine. Aceeași poveste și omul, legitimat. Da? Deci eu sunt oprit de către civili. Dumneata, dacă ești civil, ești obligat să te legitimezi? Dacă ești polițist, oamenii aceștia nu sunt obligați. Uitați, pe mine mă opresc oamenii ăștia, da? Unul care a fost șef de poliție și a fost dat afară pentru că n-avea studii și nu știa verbale, telefonice și înscris. Yeah. Spuneți-mi și mie, aici este un regulament de parcare, da? Yeah. Ei l-au schimbat, acum vedeți, ei l-au schimbat regulamentul, nu mai spune conform OG 195, toate chestiile astea, da? Atunci... Yeah. Da, ia uitați-vă, ei scriu aici. Ei scriu, da. Dom'le, au voie oamenii ăștia prin colantul acesta? De ce nu-i sancționați? Pentru că ei acum prezintă ca o autoritate statală. Dom'le, dumneata, eu îți reclam acum ca polițist să iei măsuri împotriva acestor, să-i obligi ca toate colantele astea și cele după stâlp să le dea afară, că ei nu au voie. Adică te obligă să te duci, îți blochează roata, să donezi niște bani la bancomatul ăla de acolo, ei se ocupă, îi dai banul agentului de bază. Da. Dumneata, ai văzut imaginele și știi prea bine că ai văzut, da? Și cine au dreptate? Eu când am adus la cunoștință că ei mi-au încălcat drepturile sau ei, că a trebuit să-i plătesc 100 de lei, cu bonul de acolo de donație, acolo la firma AFI îmi spune că plătesc la o firmă cu activitate principală spălătorie, AFI spălătorie, da? 100 de lei taxă de deblocare roți. Cine mi-a blocat roata?
Domnule, spuneți-mi și dumneavoastră, ei acum încalcă din punct de vedere al poliției române. Dacă eu spuneam că sunt polițist, și nu sunt polițist, era o declinare a identității și a atribuțiilor de serviciu și ca asta, da? Da, și luați măsuri, da? Da. Dar ăsta dacă spune că el mă amendează conform asta și mi-a bani, de ce nu luați măsuri și susțineți? Sigur luăm măsuri. Dumneavoastră considerați că ați luat la cunoștință, da? Da, da, da. Eu mă numesc Jean Hare Florin, o să fac adresă către IPJ și sunt convins că dumneata ca tânăr, chiar dacă ești la început, eu te văd un polițist profesionist, da? Arată-i, domnule, dumneata, că până acum Damian n-a fost în tașul, Damian, du-te la primărie, nu, de la primărie, spune, de la primărie în jos, că nu e așa cum a zis Damian, Damiene, ce faci, băi, uite băiatul ăsta tânăr, te contrazice, băi, Damiene, băi. Vedeți că avem o problemă cu 112. 112 este al poliției române? E numărul pentru apelul de urgență. Al cui este? Al cui este? Intervine și pompieri. Deci nu este al poliției române. Este al 112 dacă suni OG34 pentru apel. Considerați că acum eu am făcut un apel nejustificat? Nu se confirmă ceea ce a spus dumneavoastră. Adică ce nu se confirmă ce am spus eu? Dumneavoastră a spus că ați fost agresat. Da, bineînțeles, agresare dacă eu pun mâna pe dumneata și te împing, este agresare sau nu? Da, bineînțeles. Păi asta am spus. Este bruscare, da. Da, e bruscare? Nu este o un act de agresiune? Adică trebuie întâi ăla să mă bată sau am și zile de spitalizare? Nu, 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 nu. Da? Nu. Dar un drept tocmai de aia am venit. Dar dacă este un drept fundamental încălcat, unde sun eu? Atunci pe moment, unde sun? Este apel de urgență că atunci se întâmplă fenomenul. Sau zice: "Domne, venim, dați pe dispecer, așa când nu mai aveam eu timp, venim." Pot să-mi iau apelul STS, înregistrarea convorbirii telefonice, să o pun la dosar că convorbirea telefonică legală, să o pun la dosar omologat prin apelul 112? Aduceți-mi la cunoștință dacă am încălcat OG34. Vă rog frumos, ați primit comandă ca să-mi dați amendă? Nu. Dați-mi acum amendă dacă pentru apel nejustificat. O să luăm măsurile. Stați un pic, ce măsurile? Nu, 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 nu. Acum eu sunt sancționabil, da sau nu? Nu. Deci dumneavoastră n-ați constatat că eu am încălcat, da, aveți obligația, atenție, acum să decideți dacă completați procesul verbal ca eu să am dreptul de a face mențiuni. Nu încercați, okay. Nu încercați, tânăre polițist, nu încerca să primești ordin de la șef. Dumneata ești marioneta cuiva? Nu. Eu constat ceea ce bun. Văd. Din ceea ce ai văzut dumneata, ai constatat că oamenii nu mă lăsau? Da. Da? Era ținea că este un drept fundamental. Ține de apelul de urgență sau nu ține? Asta este... Mă scuzați că intervinam, da, pe o întrebare. Da. Cum ați intrat după, din moment ce ei nu v-au lăsat? Cum am intrat? Păi, ei nu se aflau niciun agent de pază pe aici. Am înțeles. L-am văzut pe agentul de pază acolo, okay. Da? M-am dus la el să-l întreb ca să nu cumva să fiu bătut, agresat cum a făcut înainte. Am, da? Și jignit. Și am spus: băi omule, ca să nu mai intrați voi într-un conflict, că omule și el, are și el poate rate și toate astea. Sună șefe și întreabă-i dacă eu sunt interzis legal, un act legal. Și omul a sunat, a strigat prin stație, dă lebăda, lebăda. Și au venit o turmă de pândari și mi-a... Agent de securitate. Domnule, agent de securitate, cuvântul pândar în dicționar spune că este om de pază, că el face pază. Nu este securitate asta, da? Că el este în codul Cayenne și nomenclator, cu ala de muncă este cu totul altceva. Dar noi vorbim în limba română, da? Da. Deci, făcându-l pândar nu este o jignire. Pândar e pândar, da? Bun, că e calificat. Dacă mie apoi au venit cele persoane, trei cu trei și tot așa, să mă agreseze, să înaintez, adică au pus mâna pe mine. Agresiune, ce înțelegi dumneata? După ce îți dau un cap și trebuie să am și semne, aia e agresiune? Sau faptul că a pus mâna pe mine? Că m-a agresat, dacă nu mă lasă, nu mă agresează, ce face? Există o agresiune verbală în termenul legislativ, codul penal și civil? Agresiune verbală. Să pedepsește agresiune verbală sau nu se pedepsește? Doar dacă e vorba de injurii. Nu, 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 aia este pe legea 61, injurile, articolul 2.1, nu vorbim de injurii. Există și o agresiune verbală, adică pot să fiu hărțuit în afară, dacă să nu-mi viziteze mie casa, locul de muncă și asta, să fiu hărțuit, că mă urmărește și acolo, și acolo, și acolo, peste tot, pot să-l acuși de hărțuire? Da. Încadrarea să facă procurorul, da? Bine, dar cum îi rămâne cu dumneata să decizi, acum că ești polițist, da, domnule, tânăr polițist, să decizi dacă eu am făcut apel nejustificat, pentru că mie mi se pune viața în pericol și un drept fundamental încălcat, dacă am sunat la dispecerat de nu știu câte ori.
Am sunat la dispecerea, nu prin 112. Și n-ați făcut nimic polițiștilor. Astăzi? Nu, în alte zile. Și n-ați făcut nimic poliția de la secția 1, care aveți o marionetă acolo care își bate joc de voi. Da? Și a venit un polițist care a ținut cu ei. Adică ăla, Damian ăla, a ținut cu ei, că a spus că duceți-vă la primărie, la primărie. I-am arătat nepriceputului că nu are dreptate. Tinere, adu-mi acolo la cunoștință dacă eu am încălcat o G38, da? Și acum vreau... Asta, 34. Acum să fac procesul verbal ca eu să am dreptul la mențiuni. Îmi iei acest drept? Am încălcat sau n-am încălcat? Nu vă iau acest drept. Dacă mă trezesc cu amendă, când spui mie vrăjala aia, când o G2, ai timp de 6 luni de zile, sunt trimis amendă, crede-mă că îți fac plângere penală, îți aduc la cunoștință că este un abuz în serviciu, te dau și pe penal și pe civil. Eu sper că tu trebuie să-i decizi că tu poți, ai o putere, dumneata sau tu, ești tânăr, nu-i nicio problemă, eu respect, e bine că te respect aici, că nu prin vorbă respect, ci prin fapte. Să semnează. Doriți să semnați? Da, bineînțeles, cum să luăm. Și cu partea cealaltă. Vreau să... nu cumva ai mai fost la o intervenție tu și mi-ai dat o amendă? Nu. Un coleg de-al tău a făcut această greșeală și o să-i fac plângere lui, pentru că mi-a tot așa i-am spus, da? Și am zis totuși să nu-i fac plângere. Am contestat în instanță, dar mă încadrez în alea 3 luni să-i fac plângere pentru acel abuz în serviciu că mi-a dat, nu mi-a dus la cunoștință. Da. Dragul meu, nu-mi lua dreptul de a mă apăra, să mă trezesc cu amenda acasă prin poștă, că ți-a dat ție un șef, e apel nejustificat. Eu nu vă mai țin. Puteți să și plecați. Mulțumesc frumos pentru operativitate. Sănătate. Aveți obligația dumneavoastră să verificați camerele. Sănătate numai bine. Și sunt tocmai fișa de intervenție, vedeți ce o să spuneți. Deci dumneata, domnul agent, ai spus că nu se confirmă ce? Nu era de un apel de urgență? Unde trebuia să sun eu? Nu, dar unde trebuia să sun eu? La poliție. La poliție? Da, la 112. A sunat dacă a fost urgență, a sunat. Nu, dar de exemplu, dacă nu era de 112, aici, asta, unde sunam eu ca cetățean? Unde vă numărul ăla? La dispecerat poliției. De ce nu scrie, nu este scris pe mașină? Nu, de ce nu este scris de numărul de dispecerat? Dar îl găsiți peste tot pe internet. Nu, stați un pic, dar poate eu nu mai am să-mi plătesc internetul. Nu v-a spus problema asta? Sau poate nu știu. De ce nu este scris numărul de dispecerat al poliției Prahova? De ce nu-l scrieți? Vă spune de ce. Vreți bănuți pe G34? Stați un pic, am făcut adresă și o să fac și adresă către IGPR. Mașina asta, dacă se duce în București sau în alt județ, nu știm din ce județ este. Da, nu s-au pus numerele de dispecerat, pentru că mașinile când pleacă să nu fie depistate din ce județ. Uitați, asta nu se știe din ce județ. Mulțumim frumos, dragii mei, Poliția Română este un brand, apelați la ei, pentru că, în credere, sunt și polițiști neprofesioniști, gen Damian. Damiene, și uitați aici cum... Ei, poliția secției numărul 1, IPJ Prahova, sunt și acuz de participare la, atenție, ia uitați, și-au declinat identitatea cu prin atribuțiuni de serviciu. Că blochează ei roțile, că iau ei bani, spun și suma, dragii mei, spun suma, cum trebuie, procedeul, OG-ul. Deci ei sunt organ de blocare, da? Sunt autorizați. Nu sunt autorizați, sunt niște mincinoși. Auzi, 100 de lei, da? 100 de lei. Pur și simplu, îi sechestrează mașina. Asta este o sechestrare a unui bun, iar poliția secției numărul 1 complice la ilegalitatea asta. Eu momentan acum i-a acuz. De ce? Pentru că îmi permit, dragii mei, sunt dosare penale asupra acestor indivizi, au fost cercetați, sancționați și dați în judecată. Eu nu sunt agent de pază ca tine. Ei și-au părăsit obiectivul lumii. Cei de la BIDEPA sunt de la intervenție. Nu am treabă cu BIDEPA, am treabă cu cei care... Uite, domnul de acolo, omul ăla, nu înțeleg de ce... Am înțeles. Are. Bun. Vă mai dau o dată cartea ca să puteți să faceți procesul verbal. Da? Deci, dragii mei, după cum vedeți, drepturile fundamentale, haideți să vă arăt aici. Poliția din... acuză Poliția Română, da? Că susține, da? Susține o ilegalitate. Au fost sancționați. Au dosare penale și plus de asta se află, au contestat hoția. Asta este o hoție, dragii mei. Este o hoție susținută de către Poliția Secției 1, Ploiești. Iar cetățenii de etnie romă nu au voie să intre aici, ci că au fustele largi. Vă dați seama? Deci, dragii rromi, am vorbit cu un profesor de lingvistică romale. Și mi-a spus, bă,
Nu ne este dragă să spunem că suntem țigani, dar având în vedere că grecii nu ne-au iubit, ne-au spus că suntem de neatins. Nu există cuvântul țigan în dicționar al romilor. Și mi-a spus, zidăr rom sau răul. Când a văzut, auziți, domnul agent de poliție, uitați domnul civil, vă rog să-l legitimați și pe dânsul, uitați, dumnealui, chiar dumnealui este în sistem. Adică a venit la cumpărătură, să-l vedeți cum agresează, imediat. Să-l legitimați. S-a liniștit, mă, că te chemă pe tine la parchet să vede cine ești tu, viteazule, că te dai tu viteaz. În România, dacă mai au încredere cetățenii în poliția română, eu am încredere, da? A scăzut încrederea cetățenilor în poliția română pentru că n-a nimic cu tinerii, mi-au venit în conformitate cu decizia 97/2020, mi-a venit cu camera care nu filmează. Deci nu filmează, dragii mei. Mi-a luat un treptiar fundamental. Cine? Tinerii care eu n-am nimic cu polițiștii. Nu-l reclam pe polițiști, n-am treabă cu polițistul. Dar ei sunt trași cu biciul, cum ar veni, la intervenții de SNOAU. Dacă am stat de vorbă în Agnița, la Sibiu, de un echipaj de poliție, mi-a spus că singur doi polițiști erau de serviciu pe 6 comune și un oraș. Și am spus, dar dacă aveți 4 apeluri de SNOAU sau 5 apeluri, dintre care 3 cu deces sau cu atac violent, ce faceți? Cum vă împărțiți? A, păi sunăm pe alții de acasă. Bravo, poliția română! Păi ce facem? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Apelul 112. Deci, poliția română a uitat să specifice că 112 nu este poliția română. Este al STS-ului, nu are nicio treabă poliția română cu 112. Poliția română preia apeluri de urgență de la STS, este numărul de urgență 112 administrat de STS, deci nu e al poliției române. Dacă ai o urgență prin STS, ei vin la o oră, la două, la trei, la mine, în fișa de intervenție, o să vedeți, dragii mei, prin fișa de intervenție, la cât timp au venit, s-au încadrat. Am dus, mi-am făcut cumpărăturile, de ce? Dacă nu trebuia să stau afară. Dragi râromi, vedeți că dacă aveți fuste, prin cutuma, prin tradiția voastră referitor la fustă, nu aveți voie să intrați din cauza acestor nepricepuți, pândari, atenție, să caut în dicționar, ei cred că sunt pândari, sunt, este un cuvânt jignitor, dar dacă ei s-au dus la școală prea mult prin legea 333, atât au putut, dar uite băiatul care e acolo, își merită meseria. Eu te cunosc pe tine și știu că tu ești un profesionist, că îți meriți meseria. Cred, nu știu pe băiatul știu. Nu știu cine este, dar ia uite-l. Muncești foarte mult ca să ai forța asta, corect? El nu numai că muncește, acum el stă, da? Fii atent, îți spun o chestie, știi că Ford... Ba da, fii atent, nu, da, eu tocmai te lăudam că fii atent, Ford, ăla care a inventat Fordul, mașina, da? Plătea angajații de la tehnic, de la linie, când stăteau degeaba. Îți vine să crezi? L-ați legitimat pe tânărul civil care... O să... Adică mi-ați luat tinerul, sunteți tineri, funcționează tetra. Aveți semnal aici, da? Am avut un coleg la dumitale care nu avea semnal tetra aici. Cetățeanul cum devine victimă? Vine cetățeanul și... Da. Domnul Geana, aveți aici actul de identitate. La fața locului a fost identificat numitul Geana cu toate datele. Da. Act și atât, așa. Care declară verbal următoarele. Da. Așa, în data de astăzi, 19... Am venit la magazin, la mall. Sănătate. Ce e asta? Nu sunt eu ăla. Da, care? Eu sunt Geana Hari Florin. Păi la, nu e ăsta? Nu. Geana Hari Florin. Bine, respect. Sănătate, cu respect. Auto. 1, 2, 3, 4, 5... Am venit la complexul AFI, da? Da, pentru a efectua unele cumpărături. Respectiv, mâncare. Respectiv, mâncare? Da. Da? Având în vedere că și în data de 03, deci a venit și... Firma de intervenție, vă dați seama, să vedem fișa de intervenție a lor, de ce au venit. Deci au chemat și intervenția, firma asta de pază, că ei nu sunt în stare. A chemat o firmă de pază, altă de intervenție. A apăsat butonul de panică. Având în vedere că și în data de... 03-05-2023, mi s-a îngrătit dreptul fundamental de a pătrunde
Nina nu prea știe să-și facă ochii, când roșu, când albastru. Adică mașina, noi așa spunem la mașina asta, Nina. Nino, Nino, da, îi zice Nina. Sau mărțoage. Mi s-a îngrădit dreptul fundamental de liber acces și pătrundere în spații publice. De către o parte dintre agenții de pază și o parte dintre șefilor care nu îi cunosc și câțiva cetățeni civili. De către o parte dintre agenții de pază, da, și o parte de către șefilor. O parte din șefilor. Din șefilor. Da? Aceștia, neavând elemente de identificare, că sunt cine sunt, da. Da, în regulă. Am constatat că sunt și rasiști. Da? Interzicând persoanelor rome de sex feminin. Să intre în mall. Pe motiv că au o fustă creață. Și că este interzis. Rasiști. Agenți de pază rasiști. Mai ales omul care îl vedeți. Și celălalt. Omul. I-am în filmare când sunt rasiști. Îi acuzăm de rasism. Deci, rasiști. Astea sunt. Deci, firma respectivă ar trebui să-și pună problema. Că sunt rasiști în firma de pază, care a fost sancționată, despre ce vorbim, sau AFI a fost sancționat. Există în instanță, au contestat amenda și vor să piardă. Cred că au și pierdut. Nu știu, n-au cum să o câștige. Da? În data de astăzi... Bun, asta am zis, în data de 19, am venit într-un complex AFI pentru a efectua... Și acum trebuie să revenim, că am ajuns la... În data de astăzi s-a repetat. Blocarea accesului meu. De-am efectuat cumpărături într-un mall respectabil. Deci respectabil, este un mall care sunt și alți agenți își desfășoară activitatea. Păi el dacă mă interzice pe mine, pe ăla, că tu la cheremul lor, ăla nu mai câștigă bani. Bun. Deci în data de astăzi s-a repetat blocarea accesului meu. Meu. Pe motiv că sunt interzis. Să pătrund în acest complex comercial. Este un complex. Complexitatea comercială. De către trei agenți de pază echipați necorespunzător și trei civili. Ia spuneți, domnule, de ce nu lăsați pe soția mea să intre aici? Vă rog frumos, spuneți-mi și mie. Cauza ținută. Domnule, noi suntem aici în țara noastră, în România. De ce dumneavoastră nu ne lăsați să intrăm? Eu aici a fost placăra, am muncit 20 de ani aici. Pe locul ăsta unde s-a făcut rapia asta. N-are voie cu echipamentul ăsta, cu fustă. Păi și ce să mă duc la chiloți așa pe chiloți? Ba, ușor, vorbește frumos. Dar ce are domnilor dumneavoastră? Ce are? De nu o primiți, de ce nu o primiți pe dânsa? De ce? Ce are? Spuneți-mi și dumneavoastră, ce are dânsa? Știți să citești? Poftiți? Știți să citești? A, cum dracul? În mod privat, ne rezervăm dreptul de a selecta clientelul. Cum să vin în valul Samor? Ai înțeles ce vreau să zic? Ești un pantalon adecvat, un glum. Domne, asta e religia noastră. E religia noastră. Nu primești, eu ce vreau să nu am nicio vină. Dumneavoastră, știu că dumneavoastră nu aveți nicio vină, dar
Domnul de aici, care este manager sau șeful director. Șeful de la... Dar cu voi, eu n-am nicio treabă. Dacă cu noi ne lasă să vă lăsăm, asta e serviciu. Da, domnule, deci, are e... Dacă vii într-un blog, într-un pantol, vii papuși și fustele astea mari, nu e vreo. Dar asta nu e fustă țigănească. Ia stai, stai. Asta este o ie, uitați-vă și dumneavoastră, e o ie românească, asta e fustă care a cumpărat-o din magazin. Asta nu e fustă țigănească făcută, e cumpărată la, de la magazine. Deci e magazin. Uite, fustă care e de la magazin. Asta e de la magazin. Tot ce e pe ea de la magazin. Nu știu care e diferența. De ce nu uitați-vă și dumneavoastră aici, că uitați ce are. E cumpărată, rochea, iată, rochea asta este cumpărată din magazin. Ia, asta e cumpărată. Nu știu ce are, ce are băiată, nu, nu o primește nici, uitați. Uitați-vă, bă, fraților. Uitați-vă și voi, că nu, bă, domnul Batigar nu este de vină. N-are nicio vină, domnul Batigar, da? Uitați-vă și la venit cu soția să merg ceva la ei să cumpăra care de aici și uitați că zice că are, păi fusta asta e de la magazin cumpărată, ea e, e cumpărată, nu, nu are nicio problemă, uitați-vă și cu asta, uitați, uitați, fusta, uite, fusta, ai trecut fusta acolo, de ce nu-i ziceți de ce? De ce? La anumitele fuste, nu poate. Da, băi, frate, deci nu, nu vă dă voie, managerul, ca să primiți, că e țigan, dar să stai rasism. Da. Bine, bine. Așa să fie.